Campionilor continuă cu etapa a treia în grupele A, B, C și D. Cele mai tari întâlniri se anunță a fi partidele dintre Internaționale Tottenham și Olympique Lyon Benfica. În grupa A, Inter va primi pe teren propriu pe Tottenham. De la italieni vor lipsi argentinienii Diego Milito și Esteban Cambiaso, accidentați. Într-o altă partidă din grupa, Twente va juca cu Werder. Ambele echipe au nevoie de o victorie, după ce în primele două etape nu au acumulat decât câte un singur punct. În grupa B, francezii de la Lyon vor primi vizita portughezilor de la Benfica. Din 9 meciuri cu echipele lusitane, leonezii au câștigat doar 2. Într-un alt meci al grupei, Schalke este favorită sigură în fața lui Hapoel Tel Aviv. În grupa C, Manchester United joacă cu turcii de la Bursaspor, iar Rangers va primi vizita spaniolilor de la Valencia. În fine, Barcelona va disputa meciul cu liderul surprinzător al grupei D, FC Copenhaga. Într-o altă partidă, Panathinaikos va întâlni pe Rubin Kazan. Toate întâlnirile vor începe de la ora 21:45.